cu mătru meu la Mircea. Viu la Mircea, nebunul mâncăiați provozului la familia mea de-o viață! Viu zilele astea la familia mea de-o viață în Italia. Are tovarășul meu milioane de euro. N-ai văzut să-i dă lui Biju câte 3-40 de mii să moară nepotul meu și cea mai drag, ca să știți toți aici, că poate s-a mai auzit vorbe că ia Mircea banii înapoi la lăutari, să moară nepotelul meu, să-i îngrop, dacă Mircea nebunul ia frun bal al frun lăutar înapoi. Sau dacă mai ia. Mai m-a întrebat cineva dacă vreau să suc, te suc mâncați și cu rutul, dar să cumperi mai multe prezervative, să nu se spargă. Că e urât. Ai înțeles? Vreau ăștia să-i suc, dar eu vreau să-i suc cu prezervativ, că se vede urât să mânc eu. Păi dacă ăștia care, mai... auzi, ăștia care mai glumiți, Costele, nu te apucă Crăciunul anul ăsta. Nu v-ar apuca Crăciunul pe familiile voastre și pe rasa voastră. Care doriți răul meu. Să nu aveți parte de nimic pe lume. Și tu să mă sugi, să-mi iei căcatul la trântă, domnul... M-am spus adevărul din gura lui Costelu și eu n-aveam... Eu ascultă-mă. Ascultă-mă o secundă să asculți adevărul din gura lui Costelu. Eu învățat ca la pușcărie, în pat. Îmi luam o sticlă de 2 kg și mă pișeam în ea. Ascultați-mă o secundă în casă, că mi-era fric să ies afară. Ascultați-mă o secundă. Mai luam ligheanul, bă, dacă vă mint să moară familia, mai luam ligheanul câteodată și mai îl băgam în veranda aia acolo și mă căcam în el. Ai înțeles? Că de-aia zic să nu vorbesc nevasta de român ca aici pizdaie, că venea să... Venea, nu, auzi, veneam în caia și curăi și mă spăla de căca la cur. Că nu e frumos, e femeie până la urmă, să moară, e femeie da. Bună. Păi de-aia zic, nu că m-am îngrijit să moară Cristian meu, dar nu m-am îngrijit, venea și mă spăla de căca la cur. Auzi? Bă, eu... Dă o dracu, că și eu am fost prost, că puteam și eu să mă duc să mă cac după casă sau să mă spăl, cum să căcaia, auzi? Singur, da, eu cum eram lene și ai fă vină cu amorții, mă, ti spală-mă la cur. Și ai, eram mai nebun atunci, perioada aia, dar jur, nu mai greșesc. Când era altă femeie, jur, nu mai greșesc așa. Am să o, n-am să mai pun să, bine. Înțelegi? N-am să mai pun să mă șteargă la cur, să mă alea. Gata, nu mai vorbi, Iure, să mori dacă mai vorbești. Să moară nepoțelul meu, să-l îngrop, că vine sărbătorile de nu mă ștergea la cur de căcat, de nu mă spăla la cur de căcat într-o seară. Așa m-a spălat la cur de căcat. M-am înjurat pe copil de nu m-a spălat la cur într-o seară de căcat ca pe bebeluș. Păi mă jur pe halul ăsta, nu mă crezi? Așa s-a întâmplat într-o seară. Mi-era, mă durea burtă, eram bolnav, am avut diarie, înțelegi? M-am dus după casă, că cum n-am WC-ul, m-am căcat, știi? Hai ca să spun sincer. Și am venit cu ligheanul, l-a băgat în casă și mă spăla la cur. Dacă te minți, să moară nepot. Au, am vărsat toată cafeaua pe mine să moară copilul Cristi. Cum am spus vorba asta pe TikTok, că trebuia să fie secret. Bă, ce pula mea șmecher sunt eu, mă. Bă, ce pula mea șmecher sunt eu, mă, să moară mama. Spun și că m-a șters nevastă de căcala. Asta e intimități care nu se spune, mă. Gata, să mor eu dacă mai zici, să mor eu dacă mai zici. Gata, fă, babi meu, dar ce vrei, mă?